1 Timotei, capitolul 6, versetul 6. Cuvântul Domnului este scris astfel. Negreșit, evlavia, însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm nimic cu noi din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Ceea ce vor să se îmbogățească din potrivă, cade în ispită, în laț și în lume, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rătăcina tuturor relelor și mulți și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns siguri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, omul lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut așa frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont. Să păzești porunca, fără prihană și fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, de care niciun om, pe care niciun om nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Haideți să ocupăm locul și mai dăm slavă Domnului cu o cântare.